Da. Salutare! Bine ați venit la un nou mailbox. Nu o să vă zăpăcesc cu introducerea în mailboxul de astăzi, pentru că trebuie să ne apucăm de treabă. Avem nici mai mult, nici mai puțin de 7 mail-uri. Unul din ele este foarte, foarte lung. Am vrut să iau atât de multe pentru că au venit foarte multe în ultima perioadă de timp. Noi am rămas cu cele 5, cu cele 5, am mai răspuns în scris și așa mai departe. Deci, astăzi, fără deci, astăzi, fără introducere, direct la subiect, în cutiuța cu scrisorele. Să înceapă, zic! Ștefan, informații configurare PC, vă salut din nou, adică Mădălin, Răzvan și Vlad și nu în ultimul rând comunitatea PC Garage. Apelez din nou la ajutorul vostru pentru că nu reușesc să aflu informațiile pe care le doresc pentru a-mi schimba vechiul și umilul meu PC. În momentul de față dețin un PC cu un CPU i5-6402P, necesită o schimbare, RAM 16 GB dual channel, SSD de 1 TB, video RX 570 8 GB și o sursă Corsair CX650M. Placa de bază este un Medion, wow, H110H4M. Pentru noua configurație, de unde m-am inspirat tot din sfaturile voastre, m-am gândit să-mi cumpăr următoarele: un CPU i5-9600K, eu vorbim imediat, placă de bază MSI MPEG Z390 Gaming Plus sau Asus TUF Z390 Plus Gaming, în funcție de preț și sfatul vostru. RAM 16 GB de DDR4 la 3200, marca nu contează, dar dacă se poate, recomandare este binevenită. Restul componentelor le voi păstra de la vechea configurație. Bun, înainte să începem, să trecem la întrebările lui, o să zicem în felul următor. De ce ai vrea să îți cumperi o generație de procesoare care, din punctul meu de vedere, a fost una din cele mai ciudate generații de procesoare de la Intel, acolo unde ei s-au hotărât așa peste noapte să scadă, să scoată hyperthreading-ul și să crească frecvența, pentru că așa cereau gamerii, greșit. Și la data respectivă am spus-o și acum o să continui. De ce ai vrea să iei 9000 în loc să iei 11000? Ia-o pe asta. 9600K, încă are un preț destul de măricel, aș spune eu. Este undeva la 1080 de lei. Placa de bază, cea de la MSI, este 750 de lei. Iar cea de la Asus, 1050 de lei. Păi, 11600K, spre exemplu, 6 core-uri, 12 thread-uri, nu 6 core-uri, 6 thread-uri, este undeva la 13.000 de lei. La 13.000 de lei, 1.300 de lei. Da? 1.300 de lei. Și e procesor de ultima generație, că mai e un pic și vine pe 4 noiembrie, vine Alder Lake-ul. Iar ca placă de bază, nu trebuie să te duci chiar atât de mult. Chiar nu trebuie să te duci atât de mult. Ai de ales. Uite, la, spre exemplu, la 884 de lei, Z590 Gaming X. Sau la 782 de lei, Gigabyte Z590 UDAC și asta are și placă de rețea wireless. Dacă nu-ți place niciuna, nici altă, te duci la 844 de lei, MSI Z590A Pro. Toate au câte două sloturi pentru SSD-uri pe M2, au cum le zice, sloturi, porturi SATA pentru 4 sau 6 unități, poți să adaugi că călămăria ta, plus că uite, spre exemplu, Z590 Gaming X-ul de la Gigabyte are un etaj de alimentare foarte, foarte bine pus la punct. Foarte bine pus la punct. La fel este și 590-ul UDAC, chiar și MSI-ul Z590 Pro, pe care îl menționam un pic mai devreme, chiar și el are un etaj de alimentare foarte, foarte bine pus la punct. Ți-aș fi recomandat Z590D-ul pentru că este ieftin, e 613 lei, dar în momentul în care am văzut că nu există radiator pe etajul de alimentare, am zis, nu e ea bună, nu, nu, nu așa se face treaba, sub nicio formă. Deci am considerare 11600K în combinație cu Z590, unul din modele pe care le-am menționat un pic mai devreme.
La această configurație și eventual în plus cu 1-2 harduri, nu SSD, de 2 respectiv 4 tera, pot folosi sursa mea Corsair CX650 M sau trebuie să o schimb? Fără niciun fel de discuție poți să o folosești. CM2 îmi recomandat să îl pun în locul SSD-ului meu Crucial MX500 de 1 tera. Pentru că MX500 de 1 tera este pe SATA. Ok, atunci îți recomandăm NV1 de 500 de giga de la Kingston. Și nu da deoparte SSD-ul pe care l-ai tu, pentru că e un model foarte bun și poți să-l folosești pe unul din porturile SATA împreună cu încă două unități de stocare tip hard disk. Fără niciun fel de problemă poți să-l folosești. 3. Activarea XMP-ului, cât de mult va afecta RAM-ul pe termen lung? 0. 4. Trebuie făcut OC și la CPU sau activarea XMP-ului este strict legată de RAM? Este strict legată de RAM. Face un pic overclock și la, foarte puțin overclock și la procesor. Ce cooler îmi recomandați la acest procesor? Menționez că am o carcasă Sharkoon VG5V. Am săpat un pic după ea și pare să că la interior merg coolere cu o înălțime de radiatorului de până la 160 de mm. Ce cooler îți recomandăm? Păsta, că deja l-am folosit. Păsta, Cotețu 2 de la Scite. Este un cooler foarte bun și da, l-am folosit pe 11600K. E de cât cutia, nu vă speriați. Această nouă configurație va accepta Windows 11. Am văzut că pe lista postată de voi acest CPU este acceptat, dar doresc să fiu sigur, din acest motiv întreb. Nu este lista postată de noi, este lista postată de către Microsoft. Redistribuită de noi, pentru că distribuită a fost de Microsoft, ai dreptate aici. Și 9600K-ul este în acea listă, dar și 11600K-ul este în acea listă. Am citit foarte multe mesaje, eu am procesorul deci cu toate că nu este în lista aia, am putut să instalez, da, sunt niște update-uri de protecție și update-uri de nebunii pe care nu le vei putea primi, nu le vei mai putea primi, bla bla bla, sunt mult mai, e mult mai adâncă problema acolo, da, știu, eu am instalat pe un 8350, un sistem pe un 8350, da, nu e în lista acolo, dar încă o dată o spun, sunt niște protecții la nivel hardware și software pe care nu le vei primi prin update-uri. Despre asta e vorba în propoziție, s-au făcut niște limitări, Microsoft a făcut niște limitări prin această, hai să-i spunem, listă de procesoare, atât Intel cât și AMD. Știți că au fost niște probleme la seria 6000, vă mai aduceți aminte? Că am făcut și noi pe ăla FX-uri și acolo s-a discutat de niște probleme la nivel de protecție direct în procesor și așa mai departe. Despre asta e vorba în propoziție, nu că nu ar merge. Ei recomandă să nu folosești alea. Ce componente recomandat să schimb din această configurație? Păi tocmai ce ți-am recomandat. Eu personal pe varianta 11600K și un 10590 aș merge. Fără niciun fel de discuție. 9600K-ul în combinație cu Z390 e o alegere bună, dar este acum două generații în urmă și nu prea e ok. Sper să nu deranjez cu încă o întrebare pe care o întâmpin cu PC-ul actual, adică cu i5-6400, 16GB SSD și RX 570 8GB. În jocurile online CSGO și The Division are momente când se blochează pentru una, două secunde, se cheamă stuttering. Și într-un fel este normal, am văzut că Counter-Strike Global Offensive s-a schimbat foarte, foarte mult. Iar The Division este un joc solicitant atunci când vorbim de parte dedicată online. Asta nu se întâmpla la un anumit interval de timp, ci după cum îi năzare, iar la CS nu depășește 70 FPS-uri și nu înțeleg care este motivul și ce ar trebui să-i fac. Setările din joc trebuie să fie, tocmai ce am urmărit un clip, pentru că trebuia să-ți dau răspuns la, și la această parte a mail-ului tău, tocmai ce am urmărit un clip cu un 6402p într-o rezoluție 1024x768, totul pe low avea undeva la 159 de FPS-uri. Pe integrată? Nu pe integrată, cu placă video dedicată, era un 1050 sau un 1050 Ti, nu mai știu exact.
Driverele sunt actualizate la zi, inclusiv update de Windows, și am un antivirus Bitdefender. Menționez asta pentru că am citit pe un forum că antivirusul poate afecta problema TPS-ului. Este adevărat? Da și nu. E cu duș și întors răspunsul la această întrebare. Da și nu. Eu îți recomand din tot sufletul să dezinstalezi acel Bitdefender și să rămâi cu Defenderul din Windows. Eu îl folosesc de mai bine de 4-5 ani de zile și nu am avut niciun fel de problemă cu atacuri, cu antivirus, cu troieni, cu viermi și cu alte nebuni de genul ăsta. Baza de date a Windows Defender se actualizează o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. Este foarte stabil, este foarte ok din punctul meu de vedere. Îl folosește și taică-mi pe laptopul lui taică-mi. Eu n-am instalat niciun antivirus și omul ăla nu vreți să știți pe în ce site-uri umblă. Nu mă refer la dalea cu XXX, Vin Diesel și mai știu alte nebuni. Nu. Da, mai are momente în care... Ia uite, mi-a dat mesaj că am câștigat nu știu ce. Nu, n-ai câștigat nimic. Nimeni nu-ți dă ție pe gratis, mai ales atunci când nu participi. Bun. Monitorul este un Asus VG24827 144Hz. Bătrânul, dar încă foarte bun, la care și voi ați făcut un review în urmă cu ceva timp, care rulează în rezoluție Full HD. Setările în joc sunt pe mediu și fără anti-aliasing activat. E adevărat. Încearcă să lași numai texturile pe medium și restul să le duci pe low sau pe very low și atunci nu s-ar putea. Atunci o să vezi o creștere substanțială a cadrelor pe secundă. Nu știu ce setări, tra-la-la-la-la, se poate fie problemă legat de internet? Nu. Mai ales că tu ai 180-190 mega pe cablu. Nu. Vă mulțumesc frumos pentru ajutor și țineți-o tot așa, adică tâta. Pentru că nu trebuie să uităm că tot ce este bun nu trebuie să dispară. Ia o pasta, mă, mâncați. Gata, am răspuns la toate, i-am făcut recomandări, am spus ce să facă și în Counter-Strike Global Offensive. Merge mai departe! Ăsta a fost mail-ul cel mai lung în cazul în care îți făceai griji. Credeam că vine unul și mai lung și mă speriasem. Păi ce, atunci trebuia să tragem și scaunul, eventual să ne luăm și de mâncare. Ce și... am bat-o aici? Da, da, un fel de pic mic. Nu? Pic mare, da. Kenzo, două monitoare pentru gaming. Bună ziua, echipa Bizigaraj, mă numesc Radu, am 21 de ani și aș dori să mai achiziționez două monitoare, dar nu știu ce model ar fi mai ok în bugetul meu. Ok. Am observat că există monitoare de 144Hz, 900 de lei sau 1000 de lei, dar aș dori să mai iau unul de 75Hz. Păi, dacă poți să iei două de 144Hz, te doare? Întreb și eu. Vreau să precizez că îmi doresc să aibă dimensiuni egale sau apropiate. Exemplu, 144Hz, 23.8 inch, 75Hz, 23.5 inch. Băi, eu apreciez foarte mult oamenii pe care nu-i deranjează dacă e... Păi, eu problemă, atât îmi permite bugetul, n-am ce să fac. Aia e. Am buget de 1600 de lei plus minus și aș dori să vă ce recomandări ați avea pentru mine. La sistemul meu am un 10050 Ti, am de Ryzen 5 2600 și 16 GB RAM. O zi bună, mulțumesc pentru ajutor și o zi bună vă doresc. Păi, eu aș zice așa, fii atent aici și știu că o să-ți placă. Pentru că e foarte adevărat, este la limita bugetului tău, dar îți ofer cea mai soluție. Până când e asta? Până în 25-a, 10-a. Deci până săptămâna viitoare este oferta asta. E vorba de Lenovo Gaming G2510, adică monitor de 24.55, 1 milisecundă, FreeSync și G-Sync compatible, panel 10, Full HD, 144Hz, este 799 de lei. Practic, intră două în bugetul pe care l-ai tu, fără niciun fel de discuție. Și... Mai văzusem ceva? Da, dar aici se adaugă destul de multișor, adică se adaugă încă 160 de lei și prea mult, cred. Dar... Nu se știe niciodată. Poate e opțiune bună pentru tine. De asta o și menționez. E vorba de ViewSonic XG27025. Este un monitor de 27 de inch, 1 milisecundă, FreeSync 144Hz și panel IPS. 883 de lei, redus de la 1039.
27 de inci. E o variantă ok, dar dacă ești strâmtorat, limitat în ceea ce privește bugetul și nu poți să adaugi așa de mult, cea mai bună variantă este cea pe care o menționam un picuț mai devreme. Bine, mai e una. De fapt, ele sunt, bine, 300-400 de candele. Ok. Deci, Lenovo Gaming, cel de 24.55, FreeSync, G-Sync, compatible 144 Hz, 1 milisecundă, Full HD, TN. Și mai este o variantă de la LG, din seria lor de gaming. E un monitor de 23.6 inci, 1 milisecundă, FreeSync, 144 Hz, TN, Full HD, 779. Adică în momentul în care le pui cap la cap 779 versus 799, chiar și diferența aia mică de la 23.65 la 24.55 contează. Eu zic că aia chiar contează. Chiar contează. Bun. Aia, eu aș merge pe Lenovo fără niciun fel de discuție. Andrei. Router pentru cămin. Saltare să trăiți la mulți ani. Bă, la mulți ani și ție. În funcție de când ajunge mail-ul, probabil. Păi a ajuns înainte de Moș Crăciun. Și Moș Nicolae. Și ziua ta. Păi a fost. E undeva între. În fine. Aș vrea, dacă se poate, să-mi recomandați un router cât mai ieftin și cât mai ok, cu suport SIM. Deoarece nu am cablu de internet în căminul de la facultate. Nu am buget, dar vorba românului, ieftin și bun, cam asta aș vrea. Vă mulțumesc foarte, dar foarte mult pentru tot ajutorul. Sunteți incredibili. Incredibles, adică precum desenele aminate. Sau așa. Andrei, cea mai recomandare și cred că una dintre cele mai bune soluții în momentul în care vorbim de buzunar este TP-Link MR3020. MR3020 este la 109.53 de lei. Atenție! Singura lui problemă este că nu e portabil. Adică nu-l vei putea lua, băga în buzunar și pleca cu el. De ce? Pentru că are, nu are alimentare proprie, are alimentare separată. Trebuie să-l lași băgat într-un prăjitor. Înțelegi? Altfel are suport pentru 3G și 4G, wireless în standard BGN și un port. Mi se pare că și un port LAN. Da, și are și un port LAN, un RJ45. Dacă te gândești că, domne, totuși parcă aș vrea să-l iau și cu mine dacă plec într-o drumeție, eu știu, pe munte, pe mare, pe, eu știu, la scandal, la o nebunie de genul ăsta, mai e o variantă, e vorba de TP-Link 7000 4G. Ăsta e la 253 de lei, dar aici se subînțelege de ce. Pentru că ăsta are baterie la interior, practic are o baterie de 2000 de mAh. Și asta nu consumă foarte mult, sincer să fiu, acum, a cât îți dă semnal. Dar dacă este numai pentru cămin și vrei o soluție ieftină, cred că te pe linkul MR3020 este soluția ideală pentru tine. Mai am eu o idee. Yeah. E cam șuchi. E cam da. Dar cea mai ok ca bani. Acum mi-a venit și mie în cap. E să ai un telefon mai vechi pe care îl folosești ca hotspot. Da. Sau telefonul nou pe care l-ai tu să-l folosești ca hotspot. Așa. Dar să zicem că să aibă un telefon care stă la încărcat tot timpul și acolo cu hotspotul pornind. Da. Da, și asta e o soluție. Mai acum, acum o să aminte că în urmă cu ceva timp, la un eveniment unde nu exista absolut, sau era internetul foarte prost, nu mai țin minte exact, fostul meu telefon, Huawei-ul, l-am făcut hotspot și l-am făcut atât de hotspot încât am dat semnal pe USB. Pentru că sistemul care era pus pe masă și era cu un AMD, cu un Ryzen, nu avea placă de rețea wireless. Da. Deci, iaca. Vorbim și ne vin idei, ne vin soluții. Uhu! Da. Bun. Mai departe.
Răzvane, aici te bag și pe tine în treabă. Florin, bună ziua, doresc un sfat, mulțumesc. Plăcere. Nu? Salutare, dragilor, de ceva vreme îmi tot pierd nopțile citind despre veșnica dispută între Apple și Windows. Bine ai venit în club și noi ne facem creierii, ni le punem pe bigudiuri, creierii ni punem pe bigudiuri. Concret, am nevoie de un PC pentru acasă. Cel voi folosi strict pentru editare foto. Fără jocuri. Ce mă sfătui să aleg? Și am două opțiuni. E vorba de așa. E vorba așa. Apple iMac 27 de inci 5K având, atenție, procesor i7 sau i9, 1 tera SSD, 8 GB RAM, am zis că îl iau mai chel și voi face upgrade la RAM de pe Amazon. Corect. Și placă video puțin indecis între 5500 XT 8 GB sau 5700 XT 16 GB. Asta e prima variantă. A doua variantă, o stație grafică cu procesor i9 11900K, placă de bază 10590, placă video Nvidia 3070, 16 GB RAM, SSD de 250 de GB M2 plus 2 tera SSD, tot pe M2, sursa undeva la 850 de W, carcasă Corsair 5000D. Plus un monitor 4K de 27 de inci, încă nu sunt decis, dar în mare parte Dell sau LG, având sRGB la culori cât mai bun, 99 spre 100%. Bugetul ar fi undeva la 15.000 de lei, cu tot cu monitor. Menționez încă o dată că PC-ul va fi achiziționat și îl voi folosi strict la editare foto. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi foarte frumoasă. Cu stimă, Florin. În funcție de modul și cât de mult editează el și câte comenzi în același timp dă, pentru că poți să editezi o poză, să zicem, de la un eveniment și după aia copiezi acțiunile pe care le-ai făcut la poza aia și le dai mai departe tuturor. Okay. Și atunci o să, într-adevăr, procesorul o să fie destul de mult folosit, RAM-ul la fel. Dar dacă editezi câte o poză pe rând, n-ai nevoie de așa ceva. Mi se pare mult prea mult. i9, 3070 e... Depinde foarte... Poți și cu un laptop, sincer. Depinde... Da, depinde foarte mult de cum și cât de profi e toată treaba. Și depinde foarte mult și de calitatea fotografiei. Exact. Rezoluția... Rezoluție, cât de mare este acea fotografie, pentru că în momentul în care vorbești de fotografii tip pro, da, într-adevăr, în momentul ăla chiar ai nevoie de o stație grafică cu un 11900K, cu un RTX 3070 și așa mai departe. Dar ce n-ai luat tu în calcul? Un lucru extrem de important. Photoshop-ul se știe că este un mâncător și un devorator de memorie RAM. Trebuie să te gândești foarte bine, pentru că 32 de giga RAM este necesar pentru un sistem dedicat editării foto în Photoshop, Lightroom și așa mai departe. Dacă le folosești pe toate astea, hai să nu zicem la un nivel profi, multi-profi, medium. 32 de giga ai nevoie cu siguranță. 11900K poate să fie transformat în 11700K sau poți să mai ai puțin tică răbdare să vezi despre ce este vorba în propoziție cu noua familie de la Intel. 3070, da, dacă îl găsești la un preț foarte, foarte bun. Foarte bun. Iar sunt de acord cu ce ai zis tu un pic mai devreme, monitoare de la Dell și de la LG sunt printre cele mai bune atunci când facem referire la, la monitoare dedicate editării foto, video și așa mai departe. Nu știu, eu personal aș merge pe o stație grafică, dar aș merge pe 11700K cu 10590, un 3070, 32 de GB RAM, SSD de 250 cu încă unul de 2 tera, sursă într-adevăr de 850 de W și nu neapărat 5000 de euro. 5000 de euro e o carcasă monstruoasă și foarte mare, mă refer, e o carcasă care mie îmi place foarte mult, dar
Nu cred că este, cred că Be Quiet-ul este mult, mult mai ok și ca preț. Și zicea Răzvan o chestie foarte, foarte, foarte interesant un pic mai devreme, în timp ce ne uitam ce workstation avem noi prin site. Depinde foarte mult cu ce urmează, cu ce te înțelegi tu, pentru că în fond și la urma urmei, sistemul pe care îl vei lua va trona pe biroul tău o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Gândește-te foarte bine la sistemul de operare. Gândește-te foarte bine Apple versus Windows. Sunt pro-uri, contra. Deci nu este totul pe roze, să zici aici e pro 99,99%, 0,1% este contra, 0,01% este contra, iar aici e 98% și am 2% contra. Clar mă duc aici pentru că aici nu e nimic contra. Plus că Adobe Photoshop Lightroom, toată suita dedicată editării fotografiilor, este identică. Ce te interesează pe tine, te interesează în cazul în care ai fost Windows Power User și treci pe Apple, dacă o să te obișnuiești foarte repede cu el. A, da, ok, știu, l-am pornit, l-am așa, eu îmi deschid ce am nevoie și îmi fac treaba. Dar poate vrei să faci și altceva la un moment dat. Și te împiedici de anumite considerente. Gândește-te bine de tot ce sistem de operare vei adopta. E foarte important. Asta este 90% din alegerea pe care urmează să o faci. Și în funcție de sistemul de operare pe care l-ai ales, facem un wishlist de crapă porcu, pe bune. Gândește-te, dă-ne un mail. M-am hotărât, merg pe Apple, merg pe Windows. Și la Apple este foarte simplu pentru că acolo ai o configurație pe care urmează să ți-o alegi tu, iar la Windows nu e niciun fel de problemă, acolo suntem, hai să nu zicem, suntem semi zeiuți. Adică acolo ne descurcăm. La Apple e un pic mai complicat. Pe configurația de la Apple, eu aș merge personal tot pe un i7, un tera SSD. Atenție la memoria RAM, ți-a trebuit din prima 16 GB, ulterior să mai adaugi încă 16 GB, astfel încât să ai 32 de GB. Încă o dată o spun, în cazul în care lucrezi cu fotografii în format foarte mare, fotografii tip RAW și așa mai departe, chiar ai nevoie. Și mai ales atunci când lucrezi în paralel Photoshop Lightroom. Iar pentru placa video, cred că ar trebui să mergi pe 5700 XT fără niciun fel de discuție în cazul în care vorbim de iMac. Aia e. Aștept mail de la tine să ne spui și nouă ce te-ai hotărât, mergi pe Apple, atunci configurația este cea pe care am menționat-o un pic mai devreme. Dacă mergi pe Windows, îți facem un wishlist, mai discutăm, mai scădem un pic de aici, de colea, astfel încât să fie o stație grafică foarte bună pentru necesitățile tale. Robert, crash jocuri după upgrade componente. Ia-o pe asta, cum poți? Da. Salutare, echipa PC Garaj, mă numesc Robert și am și eu o problemă puțin mai delicată. Am ajuns la concluzia că al meu sistem are nevoie de un upgrade, așa că l-am făcut. Am schimbat placa de bază cu procesorul și am întâmpinat o problemă. Configurația este următoare. Sursa high power 500W 80 plus bronze, eficiență minimum 85%, eficiență 85%, placa de bază Gigabyte B560 MDS3H. Procesor Intel i5 11600K. Cooler Gamax GTE V2, două plăcuțe RAM 8 GB data la 2666, placă video Gigabyte GeForce RTX 2060, SSD Western Digital Green 480 PM2 și un hard disk de 1 TB pe SATA 3. Odată cu instalarea noilor componente și a Windows-ului, de câte ori intru într-un joc, am testat, este foarte adevărat, doar GTA Online și Fortnite, în maxim 2-3 minute îmi dă crash. Țin să menționez că toate driverele sunt la zi, am instalat jocurile atât pe SSD cât și pe hard disk, se comportă la fel. Am resetat inclusiv
toate setările din BIOS, crezând că au vreo legătură, însă nu am găsit nicio rezolvare. Sper din suflet că mă puteți ajuta. KUTGW, CTBS, Cârnat, Sarmale, sănătate. Le-a dat-o și pe toate, adică ne-ai făcut și poftă de mâncare. Bun, am să spun primul lucru, pașii pe care eu consider că ar trebui să îi faci tu. Instalează MSI Afterburner și în momentul în care ai pornit Fortnite sau GTA Online, uită-te foarte atent la temperatura procesorului. Uită-te foarte atent la temperatura procesorului. Dacă temperatura vezi că o să crească dintr-o dată așa, sigur nu e montat coolerul ca lumea și sigur temperatura se duce cât mai repede sus și te scoate în joc. Probabil la un moment dat o să înceapă și cu restartul și cu alte nebuni de genul ăsta. Al doilea test pe care poți să-l faci, să rulezi fiecare din jocuri pe câte un singur DIM de memorie RAM. Adică ai două, ai scos unul, te joci Fortnite sau GTA și vezi cum se comportă. Dacă nu-ți dă crash, este clar că s-ar putea să fie problemă de la DIM-ul ăsta sau DIM-ul ăsta nu l-ai băgat bine în slot, l-ai băgat până la jumate, nu l-ai băgat până să facă plici până la capăt. Plici, vorba vine că plici, de Doamne să nu facă plici. Nu a făcut click. Dacă ai aceeași problemă, îl pui pe ăsta și îl scoți pe ălalt. Așa verifici dacă nu cumva una de memorie s-ar putea să fie troznită. Dacă nu se întâmplă și nici cu astea, le pui pe amândouă la loc și eventual dacă ai pe cineva, toate că asta este ultima soluție, adică nu cred că e vorba de așa ceva, dacă ai vreun prieten care poate să-ți împrumute o sursă să faci un test cu ea, ar fi foarte ok. Dar 500 de W cu certificare 80 plus bronz și eficiență 85% ar trebui să țină fără niciun fel de problemă sistemul tău, configurația ta, pentru că ar trebui să ai un consum de maximum 400 de W, 300 și vreo 30-340 de W să fie atunci când sunt ambele în full load din partea procesorului și din partea plăcii video și restul mărunțișurile, hard disk, bla 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 și alte nebuni de genul ăsta din sistemul tău. Cam asta e. Astea sunt testele pe care poți să le faci așa rapido. Astfel încât să vezi de unde este tartorul. Windows-ul ai zis că l-a instalat proaspăt, driverele sunt toate la zi, un update de BIOS eventual să faci, dar asta după ce te asiguri că temperatura pe procesor nu se duce de nebună în sus. Pentru că dacă cumva te apuci să faci update-ul de BIOS și temperatura se duce de nebună în sus și se întrerupe procesul de update BIOS, pa, la revedere, dragă, trebuie să te duci cu placă de bază la service să-ți refacă, să-ți rescrie BIOS-ul și e durere de cap, te doare mintea, te doare capul. Dar astea sunt, primele trei sunt neapărat pașii pe care trebuie să-i faci, să vezi unde-i tartorul. Eu cred totuși că ai niște temperaturi foarte ridicate, de asta ți-am sugerat să instalezi MSI Afterburner. Bun, mai departe, două mai sunt. David, conectare, două plăci video, bună ziua! Acum câțiva ani mi-am cumpărat un calculator deja făcut și include două plăci video Nvidia GTX 1080 de 8 GB. Băi, ce fericit ești, serios. Acestea nu sunt conectate între ele, mi-aș dori să-mi comunicați cum aș putea să le leg să funcționeze ambele la o singură putere. Nu o să se întâmple niciodată. Ideea cu două plăci video, am două plăci video într-un sistem, dacă le conectez prin SLA Bridge, o să am o super placă video. Nu este așa, e o percepție greșită. În cazul în care are nevoie de un surplus de performanță în ceea ce privește video, sistemul tău, atunci intră în funcțiune și cea de-a doua placă video. Atâta timp cât ea nu are nevoie de acel surplus de performanță, ea stă cu minte acolo și nu o să vezi nici 5% funcționând de pe ea. Poți să vezi lucrul ăsta prin același MSI Afterburner și graficul pe care îl generează acesta. Foarte simplu. Ai pus SLA Bridge și îți spun imediat și de unde să-l iei.
și Messy Afterburner monitorizezi, intri într-un joc și prin Messy Afterburner monitorizezi ce se întâmplă cu plăcile tale grafice. O să vezi că prima placă grafică este undeva la 80-90%, iar a doua placă grafică stă undeva la 2-3-5%. În momentul în care vorbești de 2K, atunci s-ar putea să o vezi și pe asta a doua, că se duce undeva la 15-20% în funcție de nevoia sistemului tău. Bun, am lămurit-o cu asta. Cum se conectează cele două plăci grafice? Avem 1080 ăla pe aici? Conexiunea între cele două plăci grafice se face prin intermediul acestor pini. Îi regăsești și pe plăcile video din sistemul tău. Dar, mare dar, iei frumos dumneata o ruletă cu sistemul închis, bineînțeles, pui ruleta aici și vezi cât este până la al doilea conector, distanța, care este distanța între cei doi conectori. De ce? Pentru că în cazul în care nu găsești benzi tip Selly Bridge, vei fi obligat, cu ghilimele de rigoare, să îți cumperi un Selly Bridge rigid. Rigid însemnând că se face așa. Iar acestea variază ca dimensiuni, putând să fie de 40, 60, respectiv 80 de milimetri. Și prețul acestora poate varia de la 150 și vreo 6 de lei ce am găsit eu pe la noi, până la vreo 400 de lei. Acum întrebarea pe care ți-o pun eu ție, chiar crezi că este necesară o astfel de achiziție? Dacă m-a întrebat pe mine cineva, tu ți-ai luat așa ceva? Dacă mi-a schimbat monitorul de la Full HD la 2K, probabil că aș vrea un pic de juice, un pic de performanță, un pic mai multă performanță și parcă mi-aș dori să achiziționez un Selly Bridge. Rămâne la latitudinea ta. Încă o dată, măsoară distanța între conectori, între conectorul de la prima placă video și a doua și vezi care este distanța. 2. În funcție de asta, conector de 40, 60 și 80 rigizi sau la magazine de calculatoare unde se vând componente SH, poți să pui o întrebare dacă cumva au benzi tip Selly Bridge. Le explici foarte clar ce vrei să faci. Vreau să conectez două plăci grafice. Aveți benzi Selly Bridge? Benzile Selly Bridge se referă la un circuit pe care poți să-l faci așa fără niciun fel de problemă. Este pur și simplu o bandă, iar la ambele capete există doi conectori pentru conectarea sau interconectarea a două plăci grafice. Încă o dată spun, nu te aștepta să ai dublu de FPS în momentul în care ai făcut conexiunea de tip Selly Bridge între cele două plăci grafice. Și ultimul și vom răspunde foarte, foarte pe scurt, vine de la Răzvan. Salutare, mă numesc Răzvan și aș avea o întrebare legată de un laptop pe care vreau să-l achiziționez pentru gaming și editare, dar nu la un nivel foarte înalt. Este vorba de un Asus TUF A15 varianta cu AMD Ryzen 7 4800H, 8 GB RAM cu un slot disponibil pentru un eventual upgrade, 512 GB SSD și un GTX 1660 Ti de 6 GB. Mă bucur foarte mult că ai găsit acest model. Eu aveam de gând în același buget să-ți recomand un model, de fapt un picuț mai scump, aveam de gând să îți recomand un model cu 3050 Ti, dar am ajuns la concluzia, și aici este un mare, mare dar, că diferența de performanță stă un pic, dar foarte un pic, foarte pic mic, în favoarea lui 1660 Ti. De ce? Pentru că acei 6 GB. Și dacă cumva tu îți dorești din tot sufletul la un moment dat să te apuci și de gaming pe acest laptop și vrei să te joci Warzone și vrei să mai ridici un pic, detaliile, atunci o să te lovești de o problemă foarte gravă care se cheamă ea VRAM. Și dacă nu ai VRAM, s-ar putea să ai stuttering-uri și căderi foarte mari ale numărului de cadre pe secundă.
Îți cer părerea doar ce am văzut că ai făcut ceva review-uri pe canal și e imposibil să nu știi ceva despre acest laptop, cum se comportă, durata de viață, etc. E foarte adevărat că am făcut, dar n-am făcut la A15, am făcut la A17. Singura diferență între ele este că A15 are un display de 15 inci, iar A17 are un display de 17 inci, adică 15,6 versus 17,3. În rest este identică. Din cunoștințele mele, specificația sunt ok, dar vreau să auzi și părerea unui specialist. Se merită prețul de 4600 de lei. Dacă ai o variantă de laptop mai bună, la un preț destul de asemănător ca acesta, aș vrea să îmi spui. Mulțumesc anticipat și mult succes în continuare. La ce nebunie este pe piață la ora actuală, mie mi se pare că este o configurație și un preț bun spre foarte bun. De ce? Pentru că în același buget și aproape de bugetul pe care l-ai menționat tu, că banii pe care ai dat pe acest model, găsești variante cu 1650 Ti. E foarte adevărat că găsești cu 16 GB RAM, tot 512 GB SSD, tot 4800H, dar 1650 Ti, pe care dacă pui în balanță cu 1660, n-ai cum să zici că 1650 Ti e mai bun. Acolo s-ar putea să fie o problemă și acolo s-ar putea prețul să nu fie justificat. 3050 Ti e bine în anumite lucruri, nu e bine în alte lucruri. 1660 Ti e bun pe partea de gaming și asta grație memoriei video, ce este 6 GB versus 4 GB cât e pe 3050 Ti. Frecvența la fel este un pic mai ridicată față de 3050 Ti. Într-adevăr, nu ai ray tracing, dar trebuie să te gândești la sfârșitul zilei ce vrei tu. Eu personal aș alege A15, asta și prin prisma, cum ai spus-o tu un pic mai devreme, experienței pe care am acumulat-o atunci când am testat A17 și mie mi-a plăcut foarte mult. Sincer, mi-a plăcut foarte mult. Autonomia bateriei este ok în cazul în care vrei să-l iei de pe birou după ce te-ai jucat sau editat, să te uiți la un film pe canapea sau un pat. Go for it! Acestea au fost cele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sperăm din tot sufletul că nu v-am plictisit foarte tare. Dacă aveți sfaturi pentru cei, era să zic inculpații, cei ce ne-au dat mail-uri, în speță pentru primul, pentru Ștefan, cunoscători de CSGO, și cum ați plat, vă rog frumos, îndrumați-l în ceea ce privesc detaliile in-game pentru 6402p, asta până reușește el să-și facă noua configurație. Până săptămâna viitoare, nu uitați să ne trimiteți întrebări pe cele două adrese pe care le știți, bănuiesc, sau dacă sunteți noi, vi le spunem noi acum, livearonpisicaraj.ro și pcg.ro/tv. Să aveți o zi de miercuri extraordinar de liniștită, sau cum vreți voi să fie. Eu am fost gazda voastră, Mădălin, în spatele camerei este Răzvan și vă dorim, amândoi vă dorim să aveți o zi frumoasă, frumușică, cea mai frumușică. Toate bune! Ciao, guys!